Consiliul Județean Gorj va desfășura în acest an 7 manifestări sub egida anului centenar. Proiectele au fost aprobate pentru acordarea finanțărilor necesare de către Departamentul Centenar, care funcționează în cadrul Guvernului. Ne-au fost aprobate un număr de 7 proiecte, o să vi le spun imediat. Este vorba de o reconstituire istorico-militară 14 octombrie 1916, luptele de la podul Jiului. Este vorba de calea eroilor pe drumul lui Brâncuș, cei 100 de ani de acasă centenar România, centenarul unirii Bucovinei și Transilvaniei cu România, o expoziție temporară, fotodocumentară și un concurs județean de istorie. O să revin la vremea respectivă cu amănunte în momentul când se vor derula. De asemenea, Biblioteca Județeană a primit și ea o sumă de bani. De asemenea, avem pentru poiana lui Mihai Viteazu, despre care vă vorbeam, aprobată o sumă de 57.000 de lei, centenarul Primului Război Mondial, reconstituire istorică militară, luptele din poiana lui Mihai Viteazu. Consiliul Județean Gorj a mai obținut finanțare pentru reconstruirea luptelor din Primul Război Mondial de la poiana lui Mihai. De asemenea, în acest an se va marca împlinirea 80 de ani de la realizarea ansamblului monumental Calea Eroilor.